Salutare oameni dragi și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi, înainte să se întâmple acest videoclip, vreau să vă spun o știre foarte, foarte importantă și o știre pe care o să vă placă foarte mult. Ei bine, ieri am văzut că Rockstar Games o să lanseze pe data de 5 noiembrie Red Dead Redemption 2 pe PC. Este oficial, nu este ceva fix sau ceva de genul ăsta, este confirmat. O să vă las și Twitter-ul jos în descriere ca să vă convingeți voi. Au publicat mai multe oameni treaba asta și pe data de 9 octombrie, adică peste vreo 4 sau 5 zile, puteți să dați precomandă. Iar dacă cumva dați precomandă de pe launcherul lor, o să aveți bani în joc, plus aur multiplayer. Ei bine, este o știre foarte, foarte mișto. Chiar nu aștept să lanseze Red Dead Redemption 2 pe PC, pentru că, bă, m-am gândit că poate o să aibă și ăștia alte proiecte și așa mai departe, dar în momentul când am văzut, m-am bucurat foarte, foarte mult. Sper să fie foarte bine optimizat, și eu cred. Așa că, hai să trecem la jocul propriu-zis, nu? Okidoki, am ajuns și în peștera lui Takar și acum trebuie să vorbim cu o tip, cu femeia asta numită, pardon, Sai asta, cu morții mă se o cheamă, Smart aolo, ca Takar? Smart Takar și ție, frate. Takar, Winja Wantar, Shaska A, l-ai dat. Hushala, Masi Waichai Hatra Wana, Palhu Sashwa Lim Huhaya, Ukauhi Waida, Tu Sasaki. Ok, dacă tipa asta ne spune nouă să căutăm pe cineva, atunci cine se întâlnește să o refuzăm. Până la urmă, este o tipă foarte, foarte frumoasă, bă, fraților, și... Băi, atât de tare m-am bucurat ieri când am văzut știrea asta. Băi, deci nu mi-a venit să cred, frate, că cei de la Rockstar Games s-au gândit să lanseze ăsta Red Dead Redemption 2 pe PC. Deci nu mi-a venit să cred, deci a venit așa out of nowhere, frate, știi? Mă, m-am mirat și eu până la urmă de ce naiba au făcut treaba asta, că de ce acum? Puteau să lanseze, de exemplu, acest launcher acum câțiva ani, adică de ce n-au făcut-o până acum, știi? Dar de fapt asta a fost un hint către acest joc și goddammit, a fost unul, bă, un hint, băi, deci n-am cuvinte, foarte, efectiv sunt entuziasmat și oricum o să facem serie din el, dar asta vă asigur eu și ia uitați-vă ăștia, ce faceți, mă, Daia Tigri, bam, te drecu de aici, ia stă-mă, l-am omorât. Ok, bun, acum ia vedem noi aici, deci trebuie să ajungem la tipul asta care, da, deci trebuie să îl găsim pe un tip, așa că o să mergem noi pe acea tip, pur și mic pe care vreau să-l juc anul ăsta, deci unul este nou Call of Duty, Need for Speed The Heat și, bineînțeles, Red Dead Redemption 2, care apare pe PC, în caz că n-ați auzit. Mă scuzați, n-a, asta n-a fost cu intenție. Dar în orice caz, ideea este să avem răbdare. Asta e, deci să avem mare răbdare și o să-mi iau și un alt PC. Nu știu exact data, dar o să-mi iau cât de curând posibil. Și că... pași de vânător. Aici, ci că, ok. Acum trebuie să găsim pe un tip care a dispărut foarte mult timp în urmă. Iar obiectivul nostru este să-l găsim și să-l aducem acasă, teafăr. Desigur, adică asta este intenția noastră. Și acum trebuie să-i urmărim pașii. Și treaba asta mi-amintește de Witcher 3. Pentru că și în Witcher 3 aveai mă rog, puteai să aplici acel sens, ca să zic așa, și puteai să urmărești pașii, puteai să auzi, de exemplu, sunetele lupilor și așa mai departe. Acum pot să zic că am o energie destul de bună, pentru că, da, nu știu de ce dracu am energia asta atât de bună, pentru că ieri m-am simțit foarte, foarte nașpa și nu cum mi-a fost rău sau chestii de genul ăsta, efectiv, aveam o stare, gen, în corp, o stare de-aia de căcat și se datorează faptului că vremea s-a schimbat foarte brusc, adică, acum câteva săptămâni era cald, era frumos și așa mai departe și acum brusc a venit să frigul și să știți că aceste schimbări bruște de temperatură au un efect asupra organismului, de că nu e ceva care se lasă fără urme, mă înțelegi? E ca și când să spune că ești, corpul tău este foarte încălzit și tu te arunci, de exemplu, într-o apă rece și îți dai seama că faci că mori, pentru că corpul tău nu este obișnuit cu asemenea temperatură.
am văzut și la mare foarte mulți oameni care se bagă direct în apă, știi? Adică fără să se mai încălzească, adică fără să se obișnuiască cu apa, știi, se aruncă direct în apă. Băi, stai puțin, frate, mai întâi dă-ți apă pe picioare, dă-ți pe burtă, dă-ți pe brațe, pe spate și așa mai departe. Adică nu sări ca nebunul în apa aia rece, pentru că corpul tău nu este obișnuit, știi, adică e prea încălzit și nașpa. Asta zicea, și poți să mori, adică faci... Mor direct și să mori. Aolo! Cave Lion, normal că îi dăm skin, frate, dar... stai puțin, că am și eu niște câteva upgrade-uri, ia la ce anume. Oh, la spear, be, pe bune poți să ia. Mamă, calm la coala, acum pot să car 4 d-astea, 4 sulițe după mine. Bine, mă! Asta ce, pot să dau foc? Sau ce neba? Trebuie să-l găsim aici. Băi, am venit după tine. Dar cred că e mort ăsta, mai mult ca sigur. Fac, pe coai, nu vezi cât tigri erau pe aici? Cum dracu să supraviețuiesc? Cineva și-a lăsat rucsacul pe aici. Oare mă întreb cine? Se mă duc bine pe aici? Dar ce morții măsii trebuie să fac eu talc? Uite mă că... Coaie, n-am murit în pula mea. De s-a ascuns asta bine, mă. Și că sunt mai mulți tigrici. Băi, dar eu i-am omorât pe toți, frate. Nu! Dă-te! Dă de la Dragoș. Dă de la... Nu, dar du-te morții mătii. Ia uite, mă, bă, vină cu amă, bă, vină cu amă, bine, bă, vină cu amă să te, să te înțep. Să-ți fac o injecție. Oh my god, uai, cât sunt, mă, lucrate și gura ta, lasă-mă în pace, lasă-mă. Băi, du-te-n pula mea de aici, uai, mă, mâncați și talentul tău. Bun, hai să facem acum inteligent și să nu mai să nu cumva să murim. Dar întrebarea mea că să vin foarte mulți tigri. Și acum? Ok, ăsta a murit. Sus, sus, urcă-te sus. Urcă-te sus, cât mai sus, să te ajung la tine. Am 17.000 de boli. E bine, tigrule, salvează-mă, mă, că mă moară. Bă, tigrule. Așa, foarte bine, mă. Vedeți, mă, de asta e bine să vă să luați animale. Că vă salvează pielea, uite, vedeți? Bun animal, bun animal. Uite, hai să-ți dau așa o mică gustare, în semn de recunoștință. Pet, uite, vezi? Hai că te mângâi, bravo, frumos, cuțu bun, cuțu bun, cuțu bun. Hai să dau ceva de mâncare, poți să dau ceva de mâncare sau nu vrei? Se pare că jocul nu mă lasă să fac acest lucru. Fain Wenja, păi stai puțin, nu l-am găsit pe Wenja, pe tipul ăsta. Păi de ce, mă? Omiaka! Dakar, guarșta, pahul tigri și-am... Aolo, și mai e și de la, aolo. Mamă, ia stai. Îmi iau ăsta, mă, dă ăsta și dă tare rău de tot, ia. Vedeți, mă, din două lovituri l-am omorât pe ăsta, bă. Mai vine... Aolo, fugi, că mai vine cineva. Bă, dar mor, mă. Mă, dar mor, mă, trăiți-ar familia ta, mori. Că am nevoie de tine. În sfârșit, frate, headshot. Păi dacă nu mureai tu, muream eu. Wow, logică. Dacă nu mureai tu, muream eu. Wow, hai că mă țin mintea dacă e. Hai că da. I turn later. Păi vrei să stai aici, frate? The Bone Cave. Oasele peșterii. Destul de mișto. Destul de primitiv, aș putea spune. Și god damn it, uite, vedeți populația 62, deci acum avem 62 de oameni în tribul nostru, da? Deci n-am făcut tribul. Și vedem acolo că puteți să construim chiar și o casă, cine chiar apare mai pot să mai construiesc altceva, ia vedem la crafting, ce aș putea eu să mai construiesc, ia, spear level, perfect, da, pe despre asta vorbeam noi.
Opa, poți să vorbești și vorbești serios că poți să... A, pasă la mai... Ok, bun. Ia, stone shard. You have learned how to craft stone shards. Miss Hatchet are little. Ok, aici o să am nevoie pentru că dacă cumva mă duc în nord, oamenii din nord, bă, și n-aș fi ca să le spun așa, sunt mai evoluați, adică au și cască de protecție și nu mor dacă le dai cu surțea pur și simplu în cap, trebuie să ai acel shred. Acum, deci, ia, ONG event, mai tipul ăsta de aici care nu ne folosește deocamdată, hai să... mă facem o chestiune legendar Mamu, nu știu ce neba se referă aici. Dar vom vedea acum, băi, oameni buni, sper că faceți bine, este o vreme de căcat afară. Așa cum mai bine, nu știu, luați și voi vitamine, beți, beți apă, faceți să vă hidratați ca lumea. Winja. Și să mă știți pe afară, frate, că acum este aer curat, adică nu mai e cum era vara trecută. Efectiv, nu puteți ieși afară din casă cu aia de cald și era. A, mi-ai întrebat 4 skin-uri de mamut, am înțeles. Și acum eu ce misiune mai am, deci am... hai să facem de la tipul ăsta, frate. Așa, ce că este pe medium. Eu zic că ne descurcăm destul de ok. Asta face parte din DLC, deci ce facem noi acum este DLC-ul de la acest joc. Legendar Mamut, așa am văzut-o pe net. Și mi-a reținut treaba asta, am zis, bă, hai să facem și pe asta, pentru că dacă tot ne distrăm, să ne distrăm ca lumea. Ce naiba faci chestia asta de aici, asta nu înțeleg eu. Că m-am întrebat tot timpul, bă, ce naiba chestia, ce reprezintă, adică trebuie să o fac, frate? Că nu știu, cu ai habar n-am testat asta niciodată, frate. Da, îți dai seama că îți dă skill point-uri în pula mea. Și aici chiar am nevoie de skill point-uri, de upgrade-ul, de level, de morții măsii, știi? Adică n-am cum să nu-l fac. Da, trebuie, a, că sunt DLC-urile, mă, de la jocul ăsta, frate. Bă, păi, oricum, frate, e bine, ci că find the Elder Mamut, acum trebuie să-l găsim pe bătrânul mamut, așa, Elder, înseamnă, da, bătrân, cu sensul de bătrân, e... Nu știu exact termenul, exact. A, ce se mor pe băștinașii ăștia, frate, am înțeles. Veniți după, bă, vă omor. Bă, veniți, bă, lăsați-mă pace, bă, bă, bă. Ok, hai să găsim pe mamut și după aia vedem ce vom face, o să mai stăm să-i omorâm pe ăștia. Bă, totuși sunt impresionat de ce de la Ubisoft că au făcut joculețul ăsta. Adică s-au gândit ei așa foarte bine și... Au făcut o treabă destul de bună, zic eu. Ce îmi place mie la maxim infinit, fraților, adică nu vreau să mă plâng sau chestii de genul ăsta, doar un fact, doar părerea mea personală. Poate să vă intereseze, poate că nu. Dar așa un telefon mobil, opa! Era să cad. Așa, bă, nimic dubios la treaba asta. Ei bine, ghiciți ce s-a jucat pe telefonul meu. Ați ghicit Brawl Stars, frate. Brawl Stars. Are you fucking kidding me, bro? Brawl Stars 2K19. Când apare Red Dead Redemption 2 pe PC. Bă, bun! Bă, bune? Cum e tre? Da. Ok, eu nu mai zic nimic, frate. Eu am să tac, am să tac. Opa. Mama, ai taia, bă, ăștia au pus capcoare, bă! Bă, nu! Bă! Lăsați-mă în pace, bă, să-ți prea mamă, că dacă sunt, frate! Și că e schimb de ambush, dar trebuie să-i omor sau să e pur și simplu să evadeze aici? Nu! Nu! Bă, fugi! Fugi! Cum fug? Cum fug? A, m-am prins cu aia ăștia. A, ba nu! Aoleo, mai de pula mea. Runda numărul 3, încercăm dacă cumva nu reușim. Asta ne dăm bătuți. Ne dăm bătuți, asta dacă cumva dăm puști acum. Și cred că m-am prins eu cam cum trebuie să fie făcut. Deci trebuie într-un fel, frate, să spargem așa un pic cât un pic din asta. Așa vedeți voi că mi-a și ceva din... Oh my, what the fuck, what? Bă, ideea este că e imposibil în misiunea asta, chiar nu știu ce dracu vrea să fac în pula mea, adică îmi spune să evadez, dar în momentul când încerc să evadez, oamenii îmi dau one shot, one kill, ca să spun așa, adică e ceva... God, coai, e efectiv, e oribil.
Deci nu, deci ideea e că sunt chestia la grămadă, solițele foarte bine făcute și în momentul când vreau să le lovesc, îmi ia din viață, după care mai îmi dau ea o soliță, îmi iau din viață, după care vine unul și îmi dă insta-kill în pula mea. Adică despre ce vorbim și n-am ce să fac. Adică am încercat de vreo 3-4 ori să fac și tot nu pot, adică să-mi bag pula de misiune. Mă piși pe aia, mă piși pe aia și dau și foc. N-am ce să fac, îți dai seama ce să fac. I-am dat abandon, o să mă uit pe YouTube să văd cam cum se face. Și dacă eu o să fac, dacă nu, nu. Da, adică pe bune frate, adică chiar îți bagi joc de mine, adică sunt și foarte mult, știi? Dar îmi place că îmi dai insta-kill, adică nu, da, nu știu cum dracu reușesc să-mi dau insta-kill, dar mă rog, când aveam jumătate din viață. Dar totuși apreciez treaba asta, îmi place spiritul ăsta de luptă. Și tipa asta pe care trebuie să o luăm noi acum este o vânătoare și o să ne ajute pe noi să vânăm mai bine. Asta este foarte important, dar trebuie să facem și abonitul la casă. Și goddamme, ceea ce îmi place mie foarte mult. Să iau foarte multe lucruri, ia. Oh, era să mă lovești în fucking penis, you bitch. You motherfucker. Da, Winja. Yes, I'm a Winja. Glad to know each other. If you know what I mean. Lauda. Yeah, loud like a dog. Mamă, ce rosturi medievale, coaie. Ai, mă, pe bune. Mamă, ce ne faci asta, mă, ce că picioare de mamut. Și te-ai că se referi că sunt zgomotoase, lasă să e. Dacă nu v-ați prins. Deci acum trebuie să vânăm niște animale. Picioarele de mamut s-a sperit puțin. Hai că are glume în programul asta, hai că are. Le are pe glume dacă e. Ok, trag de bir. Acum trebuie să vânăm un urs. Așa, mă rog, ăștia au încercat să vâneze un urs. Iar noi, ci că am speriat cum ar veni, știi, și a plecat. Știi, pe asta a venit așa foarte nervoasă la noi și a spus, ci că noi am încercat să vânăm. Iar tu, picioare de mamut, ne-ai stricat surpriza sau cea de genul ăsta, știi. Acum, încerc acum, dar știi puțin, dar că sunt în primul rând. Da, mă, bă, dar vezi că n-am... Coai, what the fuck, coai, dar nu e ca niunul, ci că vă trog de beer. Aaa, presupun că acum trebuie să mai după asta, am înțeles, frate. Da, sunt chiar de urs astea, mă, e bine. Nu că m-am uitat pe harta să văd dacă în zona asta unde suntem noi este vreun urs, știi? Și am stat, băi, stai puțin că nu-i urs, ce dracu fac, și după am zis, gata, mă, investigate. Și că urs înfometat. Ride. Mă, momentan, n-o să-l călăresc momentan, pentru că dacă cumva apare vreun urs sau cea de genul ăsta, trebuie să fie pe o fază. Cred că e un urs prin apropiere, pentru că celelalte animale totuși fug. Și nu cred că fug că mă văd pe mine, ci văd ce fug pentru că au văzut un urs. Ok. Bă, dar ce tră... Alea e cumva urs? Ah, bă, nu știu că e o pietră aia. Am găsit că e urs, dar stai puțin. Ah, ok, pe aici. Dar nu, adică pe bune chiar așa de departe s-a dus ursul ăsta în așa puțin timp? Adică cum trebuie că a putea să fugă atât de repede? Că totuși a zis tipul asta că a fugit, dar cât a trecut de atunci? Nu putea să fugă atât de rapid. Mai ales că era și rănit, adică, pe bune. Dar oricum e logic, așa, e Far Cry, așa că trebuie să ne bucurăm de natură, fără telefoane, mobile, fără radio-uri și așa mai departe. Doar noi și natura, frate. Normal că eu și foc, dar știi ce? Nu mă interesează, frate. Eu foc nu mă interesează, frate, mă doare în pulă. Sunt cald, sunt pașnic. Adică, da. Adică, suntem pe natură, da. Adică, suntem bine pe natură. Dar și misiunea asta care mi-a dat bătăi pe cap aia cu mamutul, cu aia, e... Dar unde morți, măi, s-a dus ursul ăsta, mă, mâncai aș gura lui, așa, păi nu puteai să mă dai de aici, de la început. Ai, da-l dracu de urs. Uite, mă, cred că l-am găsit pe ăla, mă. Cred că ăsta-i urs, frate, na. Stai. Hecea, bam! Coai, ți-am dat două spiruri în pula mea, mor dracu de aici, mor.
Na. Find the hunters. Acum trebuie să-i găsim pe vânătoria care a făcut mișto de noi. Ia mă, veniți mă la tata să... Ia. Cine are picioare de mamută? Pișeam aș pe voi să mă piș. Aha. Uite, ci că... give you, you easy kill. Și că îți dăm așa o țintă ușoară de omorâ, știi? Adică nu-mi dă ceva greu, adică e așa, știi, soft. Hunters, join your village. Ok, thank you very much. On the hunt, pe vânătoare. Da, să spun acum, de acum încolo, pădurarul. Ia stați mă puțin, că avem așa niște skill point-uri. Niște skill point-uri, câte skill point-uri am? Ia 4. Bine. Tame cunning beast. Heavy take. Oh, acum pot să-i omorâm. Da, mă, normal, în pula mea. Deci acum putem să-i omorâm pe ăștia, că foarte puternici. Ia. Tag enemies. Ok, acum putem să dăm și tag la asta. Hunt vision snacks, nu știu ce, craft arrows. Ia, ci că stai puțin, că craft 2 arrows este... Aaaa, acum putem să, craft, să craftăm două săgeți, nu o singură săgeată. Le preview skill point, adică... Adică trebuie să-i... Stai că nu înțeleg, adică trebuie să-i iau pe toate astea sau care-i faza, că nu înțeleg. Aaa, s-o poate, adică asta trebuia. Acum trebuie să vorbim cu tipa asta de aici, sper să nu-i construim casă, că nebunesc, mă lasă inima. Da, deși cam așa trebuie să-i craftăm și ei ceva. Da, să nu fie așa de pretențioasă, da, adică... Două, da, asta, două paie și gata. A, fain shelter, ce de asta ai tu, adică eu te invit la mine în casă, la mine stai și tot ce vrei să-ți dau adăpost. Ia trei, o, oh, putem, gata, tata, gata. Suntem bine. Hunter skills, na, poftim, ce vrea, ce mai vrea tipa asta, mă, de la noi, ce vrea de la noi? Marca. Oh, ce m-a speriat. Wantar have to fuck with us. Naialia pachas pachadaus. Guardu fuck with Sashvaldaus. Cuspa jau duaiers. Cu. Ti fac cu cuspa duaiers. Quaida wanam. Nam jau na quaida shwada. Ah, mama fadi. Un ti fac cu Wantaris daish. Cuspas. Barju helci hada. Ciao, Hisu, ciao da. Sa waida. Nu si jaru hinnacha. Acum avem 154 de metri. Oulă, mamă, dar e, mamă, e atât de sinistră noaptea. Coa, e oribil. Aolo. Aolică, șaolea, vină încoace și mai dă-te încoa. Nu știu exact ce dracu am vrut să zic acum, dar fuck off, yeah. Băi, asta am pus tot timpul mi-am dorit, frate. Să vorbesc, ia. Yeah. Ia du-te, ia, ia. Oh, 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 bă, bă, fugi. Bă, sunt nu cumva să mori. Ia. Păi acum dacă am vânat asta, cred că gata, nu? Tal, Elx, cred că gata, cam gata, nu? Ia să mai avem niște de la... A, trebuie să facem... Am înțeles, destul de dubios. Bă, sper că animalul meu e teafăr, ok. Când era teamă, în pula mea. Și că dacă murea asta... Opa, avem 15, fuck. Și nici ca aș avea Elderwood pe aici, ca să mă aștept să craftez săgeți. Bă, băieți, este cam nașpa pentru noi. Hai să mai... Aaaa! Ah, ho, 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 ho! Băi, stați puțin, că nu sunt cu bossul de jun. Stați calmi. A, uite că avem.
Mă, eu sper că mamuții ăștia stau cu minții acolo unde stau, pentru că nu vreau să mă bag cu ei. Acum avem și flint. Ia 17 de-astea. Bă, nu cred că mă atacă ăștia. Adică dacă nu atac eu, nu cred că atacă și ăștia. Ah, păi normal, aoleu, oh my god. Bă, dar lăsați-mă, dracu, în pace, mă. Dă, smash. Smash or pass. Lăsați-mă, nu vă bag în seamă. Nu mă deranja cât lă. Bă, gata, mă, plecați. Ho, dihanii proaste ce sunteți. Bă, dihanii proaste. Băga mea și pula mamele voastre. V-am dat, vrea să bag pula mamele voastre, dar mă rog. V-ați prins voi. A, what the... Bă, da, lăsați-mă în pace, că nu v-am atacat, nu v-am atacat. Mă, pleacă morții, mătii de aici, că... Na. M-am atat în pizda, mătii. Te dracu de jigurie, skin the wolf. Na, uite că mă face să vorbesc urât sâmbătă. Și nu-mi place să vorbesc urât sâmbătă, deloc. Okidoki. Atâția sunt, frate, pe bune? Nu mai e niciunul ascuns pe aici? Cum mai sunt? Cred că pot să la... Stai. Mamă, e... Mai sunt și ăștia doi pe aici, coaie. Ok. Ok, ăsta e mort. Totuși cred că ar fi să-l ascundem pe undeva pe tipul ăsta de aici. Oare sunt cont dacă pot să-i dau gen takedown de aici de sus? Dar ceva îmi spune că nu este o idee chiar atât de bună. Hai, repede, că nu avem toată ziua. Oh my god. Aha, hai că vine tipul asta spre noi. Păi la ATP așa, duite-ți mi-o urâm. Coai, sunt prost. Deci v-am zis cât de prost sunt eu, frate, v-am zis eu. Asta e. Nu contează dacă e... Mamă, coai, cât de... Din cauza ta, fă, unde ești? Fuck. Sunt erou. Vin ouăle pe mine, vin ouăle. Oh my god, fugi, ia, repede. Bam, a căzut. Heal de la Helena Gonzales. Păi ei! Haide! Păi ei! Haide! Kabum! Aaa, l-ai dat! Aaa, ce bine am fost! M-am uțibut în față, i-am dat! Și gata, frate! Băi, ideea că femeia aia m-a dat de gul, că făcea stealth, dar femeia aia... Și cum am putut mă surate? Băi, cu aia sunt cu toată foarte plus, cu aia. Bă, fugi, gata. Deci cu aia atât de prost am fost, frate, deci nu mi se cred. Luăm asta și acum ne strict aici, frate, la tipul asta de aici. Să ne luăm și mamutul cu noi. Stai puțin, așa, de aici sunt oameni de treabă. Mamă, atât de rău îmi pare, frate, că n-am putut să fac asta. Și, bă, mamă, dacă nu era femeia acolo... Băi, reușea să-l omor, să-i omor stealth, adică... Nu știu dacă chiar reușeam în totalitate, dar totuși... Nu, cred că nu chema pe aia, știi? Ok, nu o să-mi demiti până ce trebuie să vânăm, dar totuși ideea este că totuși am vânat exact ce a dorit tipa asta, Jaima.
Dar acum trebuie să, mă, să vânăm ceva specific, adică totuși trebuie să facem și asta. Așa că nu-i bai. Campfire. Bă, cred că ar fi bine să-l activăm într-un fel, nu? Adică ia stai puțin, vedem ce light. Păi acum dacă am aprins focul, cumva cred că ne putem teleporta aici când o să avem nevoie, ia, la stash, ia ce avem noi aici. Ohoho, da! Bagă la tăticul, frate, tot. Tot. Și e bine să luați și voi toate astea, adică o să vă ajute foarte mult. Ok. Full ammo. Și... ok, ok. Ok, atâta vreau. Nu vreau mai multe lucruri. Ia vedem noi ce vrea Jaima să vânăm. Ia, ta... Ah, chick away for nightfall. Ok, acum trebuie să așteptăm întoiul nopții. Deci să vânăm noaptea. Norocul meu că este un camp aici. Adică nu trebuie să mai merg eu în altă parte. Da, mă, ce mă? Tata. Bă, și seria asta chiar îmi place mult de tot. Nu știu de ce, dar îmi place. Asta de Far Cry Prime. Nu știu, e bine mișto, nu știu. E open world, mă distrează. Și dacă e sâmbătă, de ce să fac mai mult? Eu știu, să fac, nu știu, de oră sau decât o fi morții, mă, si. Oricum aveți, dacă nu vedeți asta, să vedeți mâine. Despre ce vorbim noi aici? Oh, doar 750 de XP, adică pe bune. Atât de puțin. Nu știu, mă așteptă la mai mult. Băi, da. Fără de... așa, ok. Asta nu știu chestia asta. Nu știu exact la ce ne ajută The Yellow Leaf. Fallout. Ok, acum trebuie să urmărim treaba asta și iarăși trebuie să ne folosim de instinctul nostru primitiv. Clay, normal că nu și asta, ne va trebui la un moment dat. E să sperăm că nu o să fie atât un drum foarte, foarte lung, cum a fost și celălalt. Ia... North Hero și pe ăsta. Pentru că nu știi când o să avem nevoie de el. Cred că pot să-mi dau acum... abil la o casă sau să... opa. Așa să-mi poți... a, nu, am zis, sunt ok. Bă, follow the pay, the pay, dar... eu văd aici ceva roșu, ce ne bani înseamnă asta de aici? Ok, trebuie să vânesc exact aici, am înțeles. Ia stai puțin, sunt bine, ok, am înțeles. Sunt pașii ăștia sunt puțin cam ambiguo, dar cred că mă descurc. Ia vedem noi, tam 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 tam. Oh, perfect. Exact, spotul perfect pentru un elk d-asta legendar, nu? Cam vedeți așa, ca a boss fight. Simt eu așa, că e... ce s-a auzit acolo? Suriță, surița, taie! Aolo, fugi! Haide! Mamă, și de-aia că nu sunt singurul, frate! Mamă, trebuie să... ia stai, mă, puțin, ia! Pe el! Acum o să ne ajute și tigrul nostru, hai, tigrule, pe el! Pe el! Nu lăsa să scape! Vedeți, mă, ăsta e avantajul dacă e un animal puternic. Haide! Haide! Aaaa! Bă, da, mor, bă, mor, dă-te dracu! What? The wood am have killed, păi, dar era... what? Și dacă l-am mor, dacă l-am mor, de-aia care-i faza? Nu trebuie să-l omorâm noi? What? Ok, e foarte ciudat asta pentru că nu știu dacă aveai vreo importantă cine anume l-o mura. Și că n-avea sens, dacă l-o muram eu, care era faza? Acum trebuie să mă bat cu ăștia, nu știu care e faza. Eu încerc acum să... wow, no.
Aolo! Bă! Așa e în sfârșit, da, dar n-a avut niciun sens, adică dacă l-a omorât, dar care a fost faza, că trebuia să iau să... Da, nu înțeleg. Adică, da, avea, chiar avea importanță cine anume l-a omorât? Adică nu înțeleg, știi, adică, bun, trebuia să iau decât pila de părți, trebuia să iau carne, cum ar veni, să-i dau skin, știi? Să-i dau skin, să-i dau să... îi dau cum aceasta, torace. Da, ce o acum ciudat cu S, frate, ciudat scris oricum jocul ăsta. Hai să mai vedem noi ce mai trebuie să mai ia fenomen de aici. Păi da, mă, dar după aia dacă e să ne facem vreo casă sau ceva de genul ăsta, trebuie să avem de asta, știi, labrador și așa mai departe, nu? Să nu mai vânăm după aia o grămadă, dar ce neba e să... Cred că este tapir. Nu știu cum se trece în limba română, totuși, tapir. Ia, vână mai, vână chestia asta pe aici. Și după ne vedem, după ne trecem acolo, vedem, la noi, ia, vedem. Nor Black. Ok, ne trecem aici. Stai mă, că aici n-am dat, da, n-am făcut eu, dar o să facem mai încolo asta, nu acum. Vedem ce spune tipul ăsta. Nu mai fac misiunea aia cu aici, nebun, nu mă, mă piș pe ea, frate. Am stat, frate, la misiunea aia să-mi bat piciorul. Ci că, ci că evadează din căcatul ăla și n-am putut. Nu, nu mai fac, mă piș pe ea. Bă, nu știu, hai să facem și cu altcineva acum, pentru că am făcut cu tipul asta, mai facem cu tipul ăsta de aici. Da, să eu sunt peace man, eu, după aia mai tot eu sunt picioare de mamut. Ce vrei tu să spui tu aici, mă? Ma, ma, îmi plac de la, ma, ma. Îmi plac de la. Stai, what? Trebuie să... E bine ce fac eu pe aici, frate? Open. Dacă nu toți mă, dacă misiunea asta... Ia, yeah, dacă e bine ce am făcut. Mama fpate. Dacă mai spun o dată mamut, fii te omor. Îți bag tulița aia în goază. Și vorbesc serios. Oh. Dwayne Well. Magic Hars. Mamă, chiar aș vrea să am așa o aventură de o noapte cu tipul asta, adică pare foarte sălbatică, dacă aș putea spune. Oh, mamă, i-a zis de vânătoare. Magișcuar, urusim șalarș. U, arș mergi șaiu mate. Balti hinacea. Tu asca oantar. Buha! Yep, da, aparent... oh, blood... Ho, 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 my god! The tame the blood. Mamă, dacă pot să dau tame la bestia asta, frate, e ceva. E ceva. Dar și o chestie pe mine nu mă intrigă pe mine. Dar trebuie să neapă... Aaa, trebuie să-i construiesc ăstuia casa. Aaa, da mă, n-are casă asta, mă, n-are casă. Da, am uitat de el, n-are casă. Mă, și miram. Deci ăla va fi pe hard, frate, deci să craftăm o, trebuie să farmăm o grămadă. Deci bun, ia vedem la skills, la crafting, la crafting nu avem nimic, frate. A, ba da, uite, avem trap. Sling. A, și long bow, frate. Mamă, câte lucruri avem de făcut, ia rare nord așa, rare reeds. J-Mahad level 2. Ok, hai că nu pare asta ceva de prea complicat. Smaiga! Mă baldam și tatișta! Nu ta bal, nagu tatișa! Bă, să nu-mi băbagi în ochi! Hai de șanci! Bulangiule! Quar, quar, schwadet der Dörfer, da, quar. Haja,
Shualdam darfam qua. Le volunu. Uai de ta. Da. Ag. Marge. Aha. Shualdam. Oh. Baran, Falcon. Uraf, nagut bauga. Hai de fura mea, ușor cu asta. Hai de capul meu. Ești bine, frate? E sigur? Ale, tata, ce bine mă simt acum. Parcă era mine, frate, dacă știi ce zic. Sper că nu vă dezgust cu treaba asta. Așa, bă, dar tot îți spune ceva, că aș putea să craftez, dar întrebarea mea ce poți să craftez? Băi, asta trebuie... Asta e, da, ajută, dar nu foarte mult, ia, spring. Băi, eu vreau să iau asta, frate, Nord, și mai trebuie Nord Clay, frate, 10. Ca să iau acesta longbow și după aia poate mai... După aia facem asta, frate. Trebuie să-i adunăm, dar trebuie să facem... Da, două... Să facem hub-ul de level 2. Tigrule, vină cu acela la mine să te călăresc puțin. Că avem treabă de făcut astăzi. Și băieți, frate, se apropie și anul nou, ușor, ușor. Pentru că, na... Mi-a plăcut foarte mult de Revelionul, nu știu, mie Paștele, așa, dar totuși Crăciunul, băi, e magic pentru mine, frate, tot timpul am amintit foarte plăcute cu Crăciunul, mă jur. Deci de fiecare, nu știu, am așa, o bucurie mea când vine Crăciunul, e masă, vin sărbători, luminițe, adică mi-mi plac astea, știi, că pare că nu sunt genul ăsta de om să-i placă chestii de genul ăsta, dar uite că îmi plac, știi, mă bine dispune, aș putea spune. Și nu știu dacă și pe voi vă place să spuneți acolo în comentarii, frate. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru like-urile pe care mi le dați la fiecare video. De exemplu, la ultimul meu video am strâns 5 like-uri și nu v-am cerut. Am cerut doar să dați pe clopoțul ăla de lângă subscribe, știi? Opa, băi! Hei! What the... m-a spriat, frate, m-a spriat. Am crezut că s-a întâmplat ceva cu tecnul meu, că a murit. Pentru o secundă. Și acum, use the grappling hook to access obstacle, ok. Dacă o să fie nevoie, o să folosesc acel grappling hook. Grappling claw, pardon. Tot timpul vine să spun grappling hook. Grappling claw, mă rog, grappling hook, mă rog. Tot bășina aia e. Nu, și... Excuse me, sir. Apa, aici trebuie, mă? Așa. Foruc. Dacă spun să se ducem... Feder înseamnă pene, frate. Pene rare. Și poate ne face și niște upgrade-uri. Mai știi? Ia. Pot să sar de pe aici? Pot să ia, ia. Na, nu pot, frate, că e prea sus. Dar întrebarea mea, unde... A, uite, mă, aici, mă. De ce nu mi-a spus, mă? Mamă, cred că ăsta de o oră și jumătate. Dar oricum, mai bine, e sâmbătă, ia. Și acum mai trebuie să mai știu acolo. Opa, cu grijă, Tarkar, cu grijă. Cu foarte mare grijă, ia, poate cineva se află. Aolo. Nu, n-are cum să se afle monștri. Eu zic că plecăm. Eu zic că plecăm, ok, toată lumea fericită. N-are rost să... Nu știu ce morți mă se acolo, chiar nu mă interesează. Nu cred că era ceva de valoare oricum. Acum am o grămadă de chestii pe care jocul mi le oferă. Oh my god! Coaie, dă-te dracu de aici, ce faci? Heal, mamă, dar ia din viață sărăcia asta. Și sigur nu avem noi ceva pe aici, frate? Nu știu, nu, mă uit doar să văd... bă, uite-mă, pe aici avem. O să stau la renderit acum. Mamă, cred că clipul ăsta se va pune la 8 serești, nebun. Mamă, coaie, că dacă cădeam acum și muream, mă supăram rău.
Dar de ce se spune că totuși am 3, adică sunt mai multe pene? Cum dracu vine asta? Cum mai trebuie încă o pană? N-am luat destule. Știu cum, la ce trebuie lui 4 pene rare? Ah! Credeți că nu mă prind eu? Okay. Ce, am vrut ea să vină la mine iute așa, știi? Că dacă nu bag de seamă, știi? Și gata, nu? Ah, dar stai mă că pot să... Oh, bă! Fuck! Și-a la revanș, aparent. Uhu! Sărit! Bum! Băi, mai facem și noi acum o misiune și după care avantii fratele Romano pe săptămâna asta. Vedem ce avem noi aici. Fuck off, bitch. Uite că pot, ia. Crafteros. Mama Fati și ție. Gata, frate, avem 33 și mi-am și abradat, fraților. Așa, deci avem aici maximum de eros. Quiver, acum putem să cărăm 48 de săgeți cu noi. Ceea ce este impresionant, aparent. O singură misiune și gata, frate. Și unde dracu nu mai s-a dus, mă? Ia stați. Oh my god, quiet, the tame the snowballed wolf leader. Wow. Ok, interesant asta. Din nou în peștera morții, ieșim din ea. Și mamă, deci cred că am aproape toate animalele. Aproape toate, nu chiar toate. Dar oricum, sincer, m-am descurcat de minune. Stai mă, vină înapoi, frate. Că din greșeală l-am trimis acasă. N-am crezut că l-am trimis eu acasă, știi, mă uitul când a făcut acea misiune anterioară, dar nu. Bun, să ne mișcăm repede și... da. Poate vă întrebați, bă, dar de ce faci tu episodele atât de lungi și aspect, mă, fă-le mai scurte? Păi, în primul rând, e sâmbătă și toată lumea stă acasă. Acum e momentul oportun să postez un episod de ăsta mai lungulez, știi, adică să vă uitați de el. Sunteți acasă, e sâmbătă și măcar atât, să vedeți ceva mai mult, v-am zis eu. Și îmi place că tot timpul se întâmplă asta sâmbătă, știi, fac tot timpul cu Far Cry Primal sâmbătă. Dar îmi place asta, dacă îmi place să mă joc Far Cry Primal, cu aia... De ce să nu și filmez, știi, dacă tot vreau să mă joc. Tot temul pierdut, spune asta. Tac, tu identit de Totem Looters, aoleo. Oh, hai că sunt ceva, nu glumă. L-ai și identificat pe ăsta. S-a trimit numai acasă, ieși acasă. Mamă, sunt chiar curios cât am filmat acum. What? Dacă l-o muram pe așa, mamă, din mese era mișto. Coaie, mori? What the fuck? De ce n-am murit când trebuia? De ce n-am murit, da, când am murit? Aolo! Aolo, stai că s-a fuge, bă, coaie! My god! Hai că nu spune, dacă nu e atât de departe asta. Mamă, stai că l-o mor animalele, nu cred! Ba nu! Bă, știi ceva, frate? Suriță! Vino, mă, coa, nu mai fugi de mine. Păi, dacă ai fugit de mine, ce să-ți fac? Ok, trebuie totem scraps, ok? Mamă, dar și fug, nu glumă, coa. Ia chiar, mă, dar stai, mă, bestia mea nu e...
ceasul cu băi băiți. Ceasul cu mă băi, de-aia vinți încoa. Ok, acum trebuie să am grijă și de animalul meu, pentru că nici nu are viață infinită. Ah, fuck! Așa, mă. Ia uite, mamă, cum l-am omorât pe frerul ăsta. Așa, și mai e un frer acolo. Ia. Ok, ăsta e așa. Foarte, foarte bine. Foarte bine. Suntem pe poziții. Ia, puteți face stealth acum? Nu mai are nicio importanță. Perfect. Ia uite, mă, ia. Oho, bestia asta să-ți dă de mâncare, pentru că ai fost un soldat foarte bun. Îți mulțumesc. Gata, fate. Și gata, fate, cu episodul de astăzi. Ne vedem, ia Crefteros. Oh, 4 euro, ok. Mai avem nevoie de două săgeți. De două skill point. Dăm cu un skill point. Ca să craftăm 4 săgeți în loc de 2 săgeți. O să fie foarte mișto. Bun. Bă, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod. Eu am fost Aspect. Voi m-ați urmărit ca la clipul cu Far Cry Primal. Băi, pot să zic că jocul ăsta îmi place foarte mult. E mișto și chiar trebuie să încercați. E free roam. Puteți faceți cam orice vreți voi. Așa, inclusiv și asta cred că puteți faceți. Ne vedem data viitoare luni cu Rise of the Tomb Raider, probabil că finalul jocului, probabil, nu știu dacă chiar o să fie finalul, dar cred că o să fie finalul, așa că v-am pupat. Aveți o zi când e frumoasă, un weekend frumos, distrați-vă și noi ne revedem luni. Pa, pa!